Polițiștii din Vâlcea au reținut pentru 24 de ore femeie de 31 de ani pentru săvârșirea infracțiunilor de uz de fals și fals privind identitatea. Concret, a încercat să scoată aproape 20.000 de lei din contul altei femei de 41 de ani. Angajații băncii și-au dat seama de fraudă și au alertat poliția. Poliția municipiului Râmnicu Vâlcea a fost sesizată de un lucrător al unei sucursale bancare din municipiu cu privire la faptul că o femeie a prezentat la caseria unității un act de identitate fals și ar fi încercat să retragă o sumă de bani. Din verificările efectuate de polițiști au identificat o femeie de 31 de ani din municipiu care ar fi prezentat la acea unitate bancară cartea de identitate falsă ce conținea fotografia ei și datele de stare civilă ale unei femei de 41 de ani și, folosindu-se de aceasta, ar fi încercat să retragă suma de 18.000 de lei, ce se afla în contul deschis pe numele femeii de 41 de ani. În urma aprobatoriului administrat, polițiștii din Râmnicu Vâlcea au dispus reținerea femeii pentru 24 de ore, aceasta fiind cercetată sub aspectul comiterii infracțiunii de uz de fals și fals privind identitatea. Femeia o să fie prezentată parchetului de pe lângă judecătoria Râmnicu Vâlcea în vederea dispunerii de măsuri legale.